6 fără 10 dimineața. Ne-a venit taxiul. Mergem către aeroport. Va trebui să luăm ori din pasul de acolo. Acum stăm la coadă. Air Asia. Ei, salutare, salutare. Am aterizat și în Malaysia, Kuala Lumpur. Mergem către immigration. Deși nu este necesar o viză, o să primim o ștampilă în pașaport. După care căutăm un loc unde să lăsăm bagajele, pentru că mergem să explorăm orașul. De la vloggerul meu preferat, Marian Adventure, știu că pentru a ajunge repede în centru, trebuie să luăm un tren expres, Clia Express se numește. Vedem cât costă biletul, vedem de unde le luăm. Ne auzim. Am trecut foarte repede de controlul pașapoartelor. Am primit ștampila. Ieșim afară și găsim un loc unde să lăsăm bagajele. Clear Express. Lăsăm bagajele, vedem cât ne costă. Prețurile și la bagaje. Clia Express. Am luat și bilete, 55 de lei. Și mergem în centru. Am ajuns la capătul liniei trenului rapid. Am luat jetoane pentru un alt tren care ne duce în centru, la Petronas Tower. Ideea este că trebuie să schimbați bani la un, sau să scoateți bani dintr-un ATM, pentru că se plătesc doar cash aceste bilete, aceste jetoane de fapt. Cam așa arată jetonul, biletul de la trenul pe care l-am luat spre Petronas Tower. De la platforma 1 mergem până la KLCC. A doua cea mai înaltă clădire din lume. Am ieșit din stația de metro sau tren direct în mall. Căutăm ieșirea spre parc, de unde se văd și cele două turnuri.
Căutăm magazinul Prada, pentru că pe acolo este ieșirea în parc. Urcăm un etaj. Petronas Tower. Acvariu. Se pare că nu pe clădirea aceea înaltă este skybar-ul, ci pe hotelul acela, Trade, unde se poate urca gratis. Traversăm din nou mall-ul. A, și mașina de Formula 1. Sky Bridge. Poze din partea asta, ce frumos e în partea asta. Ai, sold out. Deci mai e decât la 8 jumate, mai sunt 8. Da. Deci trebuie luate online. Incredibil. Am
coborât din nou la metrou. De la tonomate doar cu cash se pot lua aceste jetoane. Mergem 5 stații înapoi. Suntem aici la KLCC și ne întoarcem până la KL Center. De unde luăm înapoi Clia Express spre aeroport. Lăsăm jetonul. Pardon, aici. S-a deschis. Clia Express. Luăm trenul spre aeroport. De la terminal am luat și bilete la tren spre terminalul T2, de unde zburăm noi. Luăm liftul către tren. Clia Express. În 15 minute. Un tren corect. Bineînțeles cu mochetă pe jos. Toaletă. Scaune confortabile. Aici ne despătim și de prietenul nostru Cătă. El era deja într-un trip prin Asia, prin Vietnam și Filipine. Când a văzut că noi suntem în Thailanda, a vrut să vină să servească o bere cu noi. Și uite așa, a stat o săptămână jumate cu noi prin Thailanda, dar acum ne despărțim, el pleacă spre Filipine, noi spre Maldive.